În ședința Consiliului Local al municipiului Călăraș din data de 18 februarie a fost ales noul viceprimar în persoana lui Mircea Buzea din partea PDS. Propunerea a fost făcută de primarul Daniel Ștefan Drăgulin. O altă propunere în persoana Melaniei Vulpoiu a venit din partea grupului de consilieri PSD. În urma votului, Mircea Buzea a câștigat postul de viceprimar cu 12 voturi, iar Melania Vulpoiu a obținut doar 7 voturi. Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Călăraș. Așa cum știți, unul din viceprimari a plecat la București, ministrul secretar de stat, drept pentru care am vacantat acest lucru și astăzi se întâmplă să alegem un alt viceprimar. Vă rog, propuneri pentru această... Nu era neapărat nevoie pentru două luni, că și așa n-avem mama bugetar, dacă așa considerăm. Vă rog, da, propun ca pentru funcția de viceprimar pe domnul Buzeanu Mircea Romeu. Domnul primar, mai sunt voie, nu faceți parte din Consiliu, nu puteți să faceți propuneri. Te rog frumos, spune. Conform articolul 139, 152 din Codan, faceți asta, da? Prima propunere primară. Da. Vezi, dacă n-ai fost primar, dacă ai fi fost, fine și treabă. Uite, domnul Dragu știe, Dan Drăgulin știe, da. Ești băiat, tânăr. Și noi am propunem pe doamna Melania Vulpoiu. Ok. Mai sunt și alte propuneri? Bun. Dacă nu mai sunt alte propuneri. Deci cele două propuneri... Facem buletinele fetelor, da? Cu cele două propuneri, doamna Melania Vulpoiu și domnul Mircea Buzea. Am intuit la comisie și ne-a făcut buletinele. Da. Vă rog să le împărțim, va trebui să... Dacă vreți varianta asta. Considerăm buletul, pentru asta îl trebuie. Mulțumesc frumos. Domnul secretar, vă rog, avem aici buletinul, toată lumea are, toți consilierii l-au, da? Vă rog să explicați sau să stabilim un mod de lucru, ca să fie clar și pentru partea din stânga, da? Cum se face votul. Vă rog, domnul secretar. Dacă doriți să propuneți, dacă propuneți să tăiați unul din candidați, să fie valabil și cu doar și ăștia. Deci, deci prin tăiere și gata, să fie clar. Supune la vot, prin tăiere. Domnul Duce a propus... Prin tăiere. Da, prin tăiere. Cine este pentru, pentru varianta prin tăiere? Tăiere, da. Da. Dacă vreți să mai... Da. Deci tăiem persoana pe care am dorit să avem și cabinet de vot. Da. Nu se vadă că cineva a pus. Procedându-se la numărarea voturilor privind alegerea președintelui, viceprimarului municipiului Călăraș, s-au constatat următoarele. Vulpoiu Melania, număr de voturi exprimate 19, din care voturi valabile 19. Voturi da 7, voturi nu 12. Buzea Mircea Romeu, număr de voturi exprimate 19, din care voturi valabile 19. Voturi da 12, voturi nu 7. Păi trebuie? Da. Deci este vorba de semnată 3 din 5. Deci pentru poze autografe după ședință cu domnul Mircea. Da, nu cu mine. Ok, trecem la proiectul de hotărâre numărul 3.